Bun regăsit la Dolj TV, emisiunea prelungiri. Sunt Mario Mocov. Astăzi l-am ca invitat pe portarul Universității Craiova, Răducu Sorin Mogoșanu. Bine ai venit la noi, Bine m-am Răducu. Găsit. Ne aflăm în fața ultimei etape a play-off-ului Ligii Secunde, un meci care practic este unul de sărbătoare pentru Universitatea Craiova. Știm că Fotbal Club Universitatea 1948 este promovată de două etape. În ultima rundă, luni seara, Știința s-a impus în Giulești și le-a stricat într-un fel sărbătoarea rapidiștilor care braț la braț vor merge în Liga 1 alături de Universitatea Craiova. Răducu, 3-1, al treilea, al tău joc în acest sezon pentru Universitatea Craiova. Da, a fost un meci frumos, un meci special, un derby. Ne-am dus cu gândul de a câștiga cele 3 puncte și de a ne asigura primul loc în competiție. A fost un meci bun, un meci în care noi ne-am făcut treaba și am câștigat. Să le reamintim celor care ne urmăresc că Răducu Mogoșanu a apărat prima dată în acest sezon de Liga Secundă la Reșița. A fost practic eroul Universității Craiova. La 1-0 pentru Știința te-ai remarcat în 3-4 situații clare de gol pentru adversari și iată că ai dus Universitatea spre ceea ce își propusese, să se intre în play-off și automat să-și promoveze. Într-adevăr, a fost un meci dificil. Venisem după mult timp în care nu jucasem. Știam că e un meci cu presiune. Dacă pierdeam la Reșița, în mare parte nu prindeam play-off-ul și obiectivul nostru era compromis. Am făcut o partidă bună, am câștigat și ne-am urmat cursul către promovare. Mai este acest ultim joc cu Dunărea Călăraș. Vorbeam cu cineva din conducere că aș fi vrut să facă o manifestare mai amplă cu Universitatea Craiova, dar mi-a spus că să o lăsăm pentru după ultima etapă, pentru că Universitatea chiar își dorește să câștige acest joc, cu toate că pentru ce vrea să-l câștige? Pentru palmares? Pentru faptul de a sărbători cum se cuvine cu un succes promovarea? În primul rând jucăm acasă, jucăm ultimul meci, tot timpul ultima figură contează. Nu vrem să facem simplă figurație, vrem să câștigăm, să ne respectăm blazonul, vrem să câștigăm cele 3 puncte și să avem o sărbătoare cât mai frumoasă. Tu ai făcut în această iarnă 4 ani de când ai semnat cu Universitatea Craiova, evoluând, fiind printre puținii jucători care sunt încă din Liga 4 la această echipă. Problemele medicale te-au făcut să joci mai puțin. Anul acesta poate și faptul că nu mai ești junior, ai 28 de ani, ești unul dintre cei mai experimentați din lot. Cum au fost cei 4 ani petrecuți la Craiova? În primul rând mă bucur că am avut ocazia să ajung aici, să ajung la acest club. Sunt din Craiova, sunt născut, crescut aici. Iubesc această echipă și mă bucur că am avut ocazia și șansa să vin aici. Sunt 4 ani în care, aproape 4 ani, cu bune, cu rele, am trecut prin toate stările posibile la această echipă, prin suferință, prin bucurii, prin toate și într-un final sunt bine, am promovat în prima ligă, am avut și aportul meu la acest obiectiv, trecând și peste toate accidentările și toate cele. Te simți împlinit pentru că joci la echipa ta de suflet? Tu ai fost junior la Gică Popescu, ai visat vreodată, pentru că ai luat-o de jos, la 15-16 ani jucai pe la Bârca, ai plecat pe la Severin, pe la Caracal. Iată că a venit și momentul tău să vii la echipa de suflet, odată cu sosirea acum 4 ani. Te mai așteptai atunci să mai ajungi vreodată și să ajungi până aici, până chiar în divizia B, chiar în divizia, pentru că ați promovat? Acum. Tot timpul. Pentru asta m-am apucat de fotbal, pentru asta am muncit și la asta am visat, să ajung la cel mai înalt nivel pe prima scenă a fotbalului românesc. Faptul că nu am ajuns mai devreme, nu m-am împiedicat să nu muncesc și să nu visez în continuare. Pe plan personal, da, mă simt împlinit, dar de acum încolo începe greul, de acum începe munca adevărată, fotbalul adevărat și avem multe de demonstrat. Fotbal adevărat este și la Liga Secundă, dar totuși... Clar, dar acolo este spuma. Liga 1 este spuma. Și toată lumea, toți fotbaliștii și toți jucătorii, când se apucă de fotbal, își doresc să ajungă în prima ligă. Și apoi, bineînțeles, fiecare unde vrea să ajungă din străinătate sau... Eu te cunosc de când erai mai mic,
Vorbeam și când veneam, am venit la emisiune că tatăl tău stătea în spatele porții și te dirija la meciuri, la antrenamente. La un moment dat dispăruse din peisaj. Am înțeles că ai fost în Germania, ai jucat fotbal și cum ai revenit în țară? Dacă au paralel la ce ai spus mai devreme, da. El și-a dorit foarte mult să ajungă fotbalist, să urmeze, pentru că și el a fost fotbalist. Și m-a ajutat cu sfaturi cât a putut și cât a știut, care mi-au prins bine și chiar îmi prind bine și acum. Dar acum vin de la sine pentru că am căpătat oarecare experiență. În Germania am ajuns, eram la Filiaș. În perioada aceea, în România, era o problemă cu echipele. Au început să se desfințeze, nu mai erau atât de mulți bani. Am zis să încerc afară, poate reușesc afară. Mi s-a oferit ocazia să mă duc afară. A fost o perioadă, nu pot să spun extraordinară, dar o perioadă în care am avut de învățat. Și ai venit de sărbători acasă? Da. Și ai primit cadou? Da, am venit de sărbători acasă în iarnă și tata s-a întâlnit cu domn președinte, cu Nea Marcel, care la acea vreme era la echipă, și l-a întrebat ce fac, cum mai joc, cum sunt cu actele, cât mai am contract. Și a venit și mi-a zis tata, uite, m-a întrebat Nea Marcel dacă vrei să duci la universitatea. Este în Liga 4, dar au un proiect serios, își doresc să promoveze an de an și să fie în prima ligă. În prima clipă când tata mi-a zis acest lucru, mi-am dat acordul, după am discutat cu Nea Marcel, am fost la club, cred că la vreo 2-3 zile distanță, și discuția cu domnul Adrian, nu știu dacă a durat 2-3 minute, și am semnat actele. Faptul că era echipa în Liga 4, chiar dacă s-a prezentat un proiect, nu a fost așa totuși o dezamăgire să vii la Liga 4? Nu am jucat niciodată în Liga 4 și cred că dacă n-ar fi fost universitatea, n-ar fi fost vorba de Universitatea Craiova, nu cred că aș fi acceptat să joc la Liga 4, pentru că este un nivel amator. Deci chiar amator din toate punctele de vedere, dar pentru că a fost vorba de Universitatea Craiova, chiar nu m-am gândit că e Liga 4, pentru că eu știam că e o chestiune de moment, știam că nu va dura, că e vorba de câteva luni, jumătate de an și noi vom promova. Ceea ce nu m-a împiedicat să nu vin. Și în acel moment condițiile erau totuși de top la Craiova, nu erau... În acel moment erau... Ca de divizia aproape, a doua, Liga... Da, aproape chiar ca și acum, condițiile de cel mai înalt nivel și la ce... Numai că erau terenurile și deplasările altele, pentru că și după aia... Da, unde jucam, exact, unde jucam erau terenuri foarte proaste, adversari de calibru nivelului. Dar asta nu ne-a împiedicat noi să ne facem treaba, să muncim și să promovăm. Dezamăgire mare după primul sezon de Liga 3, când s-a ratat... Da, a fost o dezamăgire mare, pentru că nu ne-am fi așteptat să nu promovăm. Și atunci am părut oarecare îndoială și oarecare temere, că ne gândeam dacă la Liga 3 este destul de greu să promovezi, ne gândeam la Liga 2 să fie mult mai greu. Dar ne-am mobilizat destul de bine, s-a făcut o strategie foarte bună și ca drept dovadă, cu toate că poate din exterior se vede că să promovezi de Liga a doua sau anul ăsta că a fost ușor, este foarte, foarte greu să promovezi în prima ligă. Că a fost greu. Nu. În contra, a fost foarte greu cu echipe cu putere financiară. Bine că și universitatea are putere financiară, dar susținută de un singur om, pe când acolo sunt municipalități, cum e Clujul, cum e Ploieștiul și cu firme puternice și cu... Da, și sunt și alte lucruri care... Și alte lucruri. Asta vreau să întreb, din acel an de ce, când ați ratat promovarea, da. Atunci a promovat o echipă susținută puternic din spate de politic, Turistul Rumegorele, care iată că a și abandonat. Faptul că au intrat cum au intrat, au ratat o promovare în Liga 1 și s-au desfințat. Probabil că dacă ar fi promovat la momentul acela, nu știu dacă s-ar fi desfințat. Dar așa este cu municipalitățile. Astăzi sunt cu tine și te sponsorizează sau te ajută și dintr-o dată lucrurile pot să se blocheze. Cam câte zeci de jucători au trecut prin vestiar din Liga 4 până acum la... Păi chiar auzeam o discuție ieri la echipă și au trecut destul de mulți, în jur de 60-70 de jucători. 60-70 de jucători, da. Și din cei 30 și ceva de acum, așa? Mulți, cu părere de rău o spun, pentru că asta e ciclul unei echipe de fotbal, când promovează sistematic, e normal ca mulți să nu mai se regăsească în vestiar și după... Da, e normal, așa se întâmplă la orice echipă. E firesc echipă. Și n-ar trebui să fie supărător pentru nimeni, mai ales că sunt jucători care... Li se termină contractele, printre care și tu.
Clar, e frustrant, pentru că toată lumea își dorește, toată lumea a muncit sau s-a Eu n-am vrut gândit. Să stric bucuria nimănui acum, dar jucătorul e conștient, exact cum spunea și Ispas. Ispas a spus și a zis, eu sunt jucător profesionist, că s-a exprimat el mercenar, dar el a spus clar, doamne, eu îmi fac datoria cât sunt. La vară nu mai vrea Adrian Mititelu să mă țină, nicio problemă. La revedere și aia, dar mi-am făcut treaba, capul sus. Probabil că dacă și eu m-aș duce în altă parte, m-aș putea să mă exprim în felul acesta. Sunt aici, eu nu pot să vorbesc așa, nu-l condamn. E un jucător foarte bun și a făcut treaba, dar echipa își urmează cursul și e normal să apară jucători noi și să mai plece. Tu totodată ești și antrenorul din teren al colegilor tăi mai tineri, Bortari, Enache și cu Popa. Da, normal. Ei sunt colegii mei, sunt portari cu reale calități, sunt tineri, trebuie să muncească, trebuie să fure meserie de la toată lumea, de unde credei că îi ajută. Și dacă o să fie, dacă o să fie serios și o să-și dorească să ajungă, să se gândească că au o șansă enorm de mare să fie la Universitatea Craiova în prima ligă și trebuie să profite de această ocazie. Și o șansă mare că te au pe tine lângă ei, care să-i susții, care să nu fii invidios că ei sunt tineri și tapără. Este adevărat. Că, da, este adevărat. Asta este regula. Pentru da. Că dacă n-ar fi fost regula, probabil ai fi jucat meci de meci tu. Dar nu contează, nu trebuie să găsim alibiuri, nu vreau să-mi găsesc scuze că a fost regula, că n-a fost regula. Eu m-am pregătit cât mai bine și chiar și cu ei, de multe ori și pe ei am tras de cot și am tras după mine că trebuie să ne pregătim, pentru că sunt tineri și uneori îi mai ia puțin așa valul și se mai culcă pe ureche, dar sunt copii foarte serioși, ți-am zis, copii foarte talentați și depinde numai de ei la ce nivel o să ajungă. Ce speri de la Liga 1? Încă din primul sezon, Adrian Mititelu junior e foarte entuziast, facem, dregem. Știți că tot timpul se dorește performanță, nu poți să te gândești. Mai ales la Craiova și Universitatea Craiova. Da, vorbesc în speț aici de Universitatea Craiova. Nu cred că poți să-ți propui un obiectiv ca salvarea de la retrogradare sau asta nu e un obiectiv. Se vrea performanță, clar, acum cred că se analizează lucrurile, se face o strategie. Sper să facem o echipă foarte bună, să abordăm sezonul foarte bine, să facem un cantonament foarte bun, să fim sănătoși și de ce nu să atacăm play-off. Și suporterilor Peluza Sud care mereu au fost. Da. La ei e ceva aparte. Am văzut că chiar azi toate ziarele vorbeau despre ei, deși ar trebui să se vorbească mai mult și despre ei și despre noi ca și echipă. Sunt speciale, au rămas lângă echipă în Liga 4, au mers prin Maidane cu noi, alături de noi, am ratat promovarea, au fost lângă noi. Niciodată nu s-a pus problema să plece de lângă echipă sau e normal să pună presiune. E o echipă iubită, echipă de tradiție, echipă care se vrea performanță tot timpul. Le mulțumim că au fost și sunt alături de noi. Sperăm să le facem și să le aducem cât mai multe bucurii de acum înainte și duminică să avem o sărbătoare frumoasă împreună. La Reșița ai văzut, au stat undeva prin păduri. Ca drept dovadă. Și număr destul de mare, la o distanță destul de mare. Culiți, marginalizați. Bătuți. Bătuți, da, exact. Și ei tot continuă să vină alături de noi, cu toate că li se pun și lor o grămadă de piedici. Dar asta înseamnă să iubești cu adevărat echipa. Echipa. Este cea mai frumoasă galerie din țară? Pentru mine, da. Pentru tine, da. Pentru mine, da. Este cea mai frumoasă galerie din țară. Fiecare poate e subiectiv, dar având în vedere și problemele prin care au trecut și prin câte suferințe, sunt speciale. Duminică pregătesc o sărbătoare la ora 14, întâlnirea în centrul vechi al Craiovei pentru a declanșa fiesta. Da, cu siguranță o să facă, cu toate că chiar și înainte, după meciul cu Csíkszered au făcut ceva superb cu acele artificii care au apărut în toată presa din România. Sunt sigur că și duminică au pregătit ceva frumos și ceva unic. Chiar am înțeles că au și o coreografie frumoasă. Sper să vină în număr cât mai mare și să ne bucurăm împreună. Păcat că n-au voie să vină și pe stadion. E asta. Am crezut că până la urmă o să se joace cu spectatori. Din păcate nu cred că o să se poată întâmpla lucrul acesta. Ar fi fost ceva senzațional. Mai ales pentru noi, n-am mai jucat de atât de mult timp și mai ales că sărbătoream
un asemenea eveniment. Nu știu dacă erai, ba, sigur, cu siguranță erai în țară, dar nu știu dacă ai fost și tu printre cei din galerie când în 2006 de la Târgu Jiu, când am învins Sibiu și am repromovat universitatea în Liga 1, ne-am întâlnit la sediul clubului la New York și până spre dimineață s-a cântat, s-a ieșit de la balcon. Ia, era mult prea mic atunci, în 2006. Nu am fost. Știu, mi-aduc aminte, dar nu am fost împreună cu de la Târgu Jiu s-a venit în coloană, da. Nu puteai să mergi pe drum, ieșiți pe geamuri de la mașini. Sunt unici. Și vor fi unici în continuare. Și vor fi, normal. Ales de acum încolo, o să se creeze o emulație mult mai mare în jurul echipei. Sperăm ca rezultatele să-i aducă mult mai aproape de noi pe toți. Și împreună să fim mai puternici. În această săptămână au trecut pe la voi să mai vorbească, să mai știu că mai veneau. Nu au trecut, pentru că nici nu... Mă gândeam că după victoria de la Rapid, prea am avut a fost totuși o victorie, da, tonifiantă, chiar dacă nu mai conta. Nu a fost foarte mult timp, pentru că am câștigat cu Rapid, am ajuns noaptea târziu acasă, se făcuse un program să avem antrenament și mister a decis să ne facă o surpriză și să ne dea liber marți. La liber marți? Da, și ne-am întâlnit ieri la antrenament. Da. Spuneai că presa centrală nu prea mediatizează mai mult peluza decât chiar deloc n-a mediatizat-o, în afară de faptul că a prezentat FCO, a promovat chiar deloc. Păi Craiova câștigă, e promovată de o săptămână, câștigă 3-1 la Rapid și ei promovează imaginea lui Rapid, exact. De parcă Rapidul a câștigat campionatul. Exact. Păi mi se pare și ceva... în meciul cu Rapid din play-off, când am câștigat 1-0 acasă, în presă nu a apărut că am câștigat noi și ne-am distanțat. A pierdut rapid după 5 etape. Ceea ce spune multe lucruri. Da, simțim și noi asta. Se simte în vestiar, categoric. Se simte în cantonament. Și toată perioada asta de 4 ani de zile, chiar dacă nu ai nici o certitudine clară, scrisă sau arătată, am simțit că ni s-a pus o grămadă de pirici. Am simțit că au fost o grămadă de lume care a fost împotriva noastră. Am simțit toate lucrurile astea și nu trebuie să ne le spună nimeni să ne dovedească. Noi am simțit și în afară de suporteri, patron, noi am fost aproape singuri împotriva tuturor. Împotriva tuturor. Clar. Slogan care acum e valabil pentru Universitatea Craiova, nu pentru exact. Rapid. Exact. Și ca de dovadă, ne-am bătut Rapidul 3-1 și acum și la fel. Rapid a promovat și de noi nu s-a vorbit deloc. Da. Și am câștigat campionatul, am câștigat pe primul loc, detașat, de o manieră clară. Și dacă nu erau unele sincope atunci, la începutul acestui TIN, și sfârșitul de toamnă, pentru că deja era detașată Universitatea Craiova, toată lumea aici promova la diferență de... Așa este, cred că dacă... Da, a fost mai palpitant. În iarnă acum, da, a fost mai frumos. De-aia e frumos fotbalul, cel mai frumos sport. În iarnă n-aveam acele 4 meciuri, acea sincopă, cred că promova mult mai devreme. Acea sincopă care... Să o punem și pe seama arbitrului, pentru că la meciul cu Mioveni Vicere clară de rezultat, 1-0 pentru Craiova, penaltii pentru adversar, faul, da, la al doilea și a gol anulat. Gol anulat, gol valabil, care a fost anulat la Claudiu. Da, și dacă stăm să ne gândim și în ultimele 4-5 etape, acum am fost clar dezavantajați și viciați. Acum la Rapid nu a fost penalti. Cum eu venea acasă a fost golul din offside 2 metri. Roșu la Paramati cu Rapid nu a fost. Și așa mai departe. Lucruri care la Timișoara penalti nu a fost. Sunt mult prea multe greșeli împotriva noastră, meci de meci. Să nu uităm că la 3 zile după ce te-a viciat rezultatul cu Mioveni, a urmat și la Cluj viciere de rezultat. Pentru că nu s-a dat penalti în minutul 90, da, da, la 1-0, care 1-1, da. Schimba soarta. Așa este, normal. Cum schimba soarta. Așa ar trebui să stați cu sufletul la gură până la meci cu Reșița. Corect, corect. Și dacă nu câștigați la Reșița și făceați obțineați decât un punct, vă calificați. Dar alta era situația, pentru că plecați cu minus 2 puncte. Care orice punct contează. Când intri în play-off, joci numai cu echipe bune, joci cu primele 6 echipe, cu primele 5 echipe, cele mai bune din campionat și acolo orice punct contează. Putea să conteze, dar... Am avut și gramul acela de noroc și... Face parte din joc. Și norocul ține cu echipa mai bună. Exact. Norocul ți-l faci și singur. Vine Liga 1, Steaua, Dinamo, iată acum, și Rapidul, care pentru mine nu în sfârșit nu e același Rapid care îl știu eu. Clujul.
Uite, vine din spate o echipă care a fost considerată mică, dar pare din ce în ce mai puternică, Sepsi, care la anul cu siguranță va fi un adversar greu pentru toată lumea. De 2 ani este o echipă foarte, foarte puternică și o echipă care are stabilitate, un nucleu bun, același nucleu de jucători, nu schimbă foarte mult jucători de la an la an și tocmai de acesta creează un grup puternic. Referitor la ce ai spus mai devreme de acele echipe, asta este ceea ce îți dorești. Să simți din teren un derby cu Steaua, exact, cu Dinamo, decât exact, din tribună, e altceva. Să joci cu cei mai buni jucători din țară, cu cel mai bune echipe din țară, să te lupți, să câștigi, să demonstrezi că poți să fii acolo. Pentru asta muncim. Pentru asta am plecat de jos și patronul și suporterii, asta își doresc, nu să-l joace în Liga 3, Liga 2, cu Măgurele, cu... își doresc să ajungem, și-au dorit să ajungem acolo în Liga 1 și să ne batem cu echipele care le-ai enumerat. Mulți ar spune că și partea financiară contează, dar parcă pentru un fotbalist, mai ales care ești de aici, ești la tine acasă, să joci pentru echipa de suflet, cred că primează la un meci important împotriva unui adversar istoric, Dinamo, Steaua, CFR, e mai important să câștigi decât partea financiară. Pentru că totul vine de la sine dacă câștigi. Categoric. Chestia că ai ocazia să joci la echipa pe care o iubești și în același timp să-ți câștigi pâinea din lucrul ăsta e un bonus. În momentul în care intri pe teren sau în momentul în care te duci la antrenament, nu te mai gândești la partea financiară. Toată lumea joacă pe prime și noi am jucat pe prime. Dar în momentul în care tu ești implicat și ești în meci, absolut deloc nu-ți vine, deloc în minte să te gândești, mamă, astăzi joc pe banii ăștia sau... Nu, te gândești, mamă, astăzi joc să câștig, joc, sunt 3 puncte, mă desprind la atâtea puncte de urmăritoare sau mă apropii de obiectiv, la asta îți vine în minte. Asta înseamnă să fii oltean. Asta înseamnă, da. Pui de oltean născut, exact, și crescut aici. Exact. Pui suflet în ceea ce faci. Pentru că dacă ai jucat în altă parte, acolo chiar te-ar interesa decât partea financiară. Nu te-ai atașezat. Exact, primează. Primează, da, altă parte, că... exact. Și primează partea financiară și poate mai mult obiectivele personale decât echipa. Dacă ar merge bine și ar fi un bonus sau ar fi un lucru foarte bun. Dar dacă nu, nu știu dacă... Dar nu vreau să mă pun în postura de a mă gândi din altă parte. Chiar nu mă gândesc. Sunt aici, mă bucur de prezentul pe care îl trăiesc, mă bucur de fiecare clipă și de aceste momente minunate. Sunt momente în care nu te întâlnești de multe ori în viață, sunt momente în care o să rămâi toată viața cu ceea ce am realizat cu toți împreună și sperăm să fie bine în continuare. Răducu, că scopul nostru al televiziunii Dolj TV și al emisiunii pe care o moderez prelungit a fost ceea ce București n-a făcut, ceea ce n-a făcut nimeni în Craiova, de promovarea Universității Craiova. Puțini sunt care cunosc detalii despre tine. Așa, o scurtă prezentare la ta, de când ai început fotbalul, ce ai făcut. Da. Viața mea e ca un film. Dacă ar fi să povestesc în detaliu, mi-ar lua extraordinar de mult. M-am apucat de fotbal la școala de fotbal Gică Popescu, cred că la vârsta de 7-8 ani. Acolo am crescut, am făcut junioratul. Sunt recunoscător pentru că era o școală de fotbal foarte bună la acel moment în Craiova. Ei și era cea mai bună din țară, n-a apăruse Viitorul. Corect, ai foarte mare dreptate. Academia Hagi. Ai foarte mare dreptate, da. Le sunt recunoscător pentru... Ce antrenor ai avut primat? Alin Dobrotescu, cred că a fost antrenorul meu și antrenorul cu portarii mi-a fost Gică Barbu, da. Le mulțumesc pentru ce au făcut la momentul respectiv pentru mine, după care am plecat la 15 ani jumătate în Liga 3-a. Și de acolo a plecat tot parcursul meu. Am plecat la Severin, la Caracal și după care 2 ani jumătate am jucat în Liga 2-a la Slatina. Actual FC Oltul de atunci. La acel moment era FC Olt. FC Olt. Da. FC Olt, da. Mutaseră echipa aia de la... Făcuseră fuziune Alro cu... Cei de la... Nu mai știu cum se numea, Oltul... Nu mai știu cum se numea și au ajuns la un numitor să se numească FC Olt. Piatra Olt, exact. Și să se numească FC Olt. După care FC Olt s-a desființat. Chiar mi-aduc aminte la jumătatea campionatului. Ne-au lăsat pe drumuri, am pierdut și bani și pregătire și tot. O altă dezamăgire. O altă dezamăgire, da. Sunt, ca e, cu paralelă, am avut parte de mai multe
dezamăgiri în viață și lucruri triste decât de bucurii. Acum ți-a oferit răsplata. Da, e, nici nu cred că cuvintele sunt prea mici pentru a vă spune ce simt și prin ce bucurii trecem acum și simțim cu toții. Așa, să terminăm cu CV-ul tău. Da, după care au fost ceva discuții, trebuia să merg la Iași, dacă mi-aduc bine aminte, nu mai țin minte exact. Mă sunase Florin Prunea, nu mai știu de ce a picat atunci. Am fost din nou dezamăgit și am ajuns la Filiaș. Tot am jucat un an, am preferat să nu mai plec de acasă, nu mai vreau să plec de acasă. V-am spus, era perioada atunci când nu mai erau foarte mulți bani și să plec de acasă și să nu iau banii. Nu, am zis să rămân acasă lângă familie și a fost un sezon destul de bun pentru mine și după am plecat în Germania. M-am întors și mi s-a oferit ocazia să vin la... Căsătorit, copii? Soția mea este însărcinată acum. Urmează să aflu ce o să am. Dea Dumnezeu sănătate și soției. Mulțumesc și frumos, copilului. Doamne ajută la toată lumea și la anul probabil o să fim și căsătoriți. Momentan nu suntem căsătoriți. Studii superioare? Student încă? Da, da, la facultate și nu știu ce o să-mi rezerve viitorul. Vreau să, probabil o să mă acces pe școala de antrenori, cel mai probabil pe antrenorul de portari. Dar momentan îmi trăiesc cât de că Dumnezeu m-a ajutat să revin și să pot juca fotbal din nou. Vreau să mă bucur de fiecare zi de antrenament și de fiecare zi în care pot să fac ceea ce iubesc. Vreau să-mi trăiesc prezentul și să mă focusez, să muncesc pentru obiectivele mele personale și pentru echipă și după voi vedea ce voi face. Ne apropiem de final, de aia se numește și prelungiri fiind scurtă emisiunea. Îți mulțumim pentru prezență, mult succes ție și echipei și un cuvânt, transmitești tu ceva fanilor care cu siguranță vor fi din ce în ce mai mulți alături de Universitatea Craiova. În primul rând mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că m-ați chemat. Fanilor, ce să le spun, le mulțumim pentru că în cele mai grele momente au fost alături de noi. În momentele frumoase știți cum e, toată lumea e lângă tine, dar în momentele mai puțin bune, atunci se văd suporterii adevărați, că aici este vorba de ei. Le mulțumim frumos. Sperăm în continuare să le aducem la fel de multe bucurii. Sperăm în continuare să fim puternici. Și ne vedem duminică să sărbătorim împreună promovarea. Și pentru că Adrian Mititelul de acolo, de unde ne urmărește, bravo, corect, sigur. Îmi cer scuze că am uitat să spun ceva și despre Neadi. Este incredibil puterea pe care o are dânsul. Ne-a oferit toată susținerea din toate punctele de vedere. Financiar, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere moral, tot timpul a fost alături de noi, indiferent că am trecut prin sincopele acelea de 4 meciuri, 3 meciuri, că n-am câștigat, că puteam să periclităm sau obiectivul nostru era în pericol, a fost lângă noi. A fost lângă echipă, nici o clipă nu s-a pus problema că nu mai este lângă echipă, în condițiile în care nu trece prin cele mai bune momente. Îi urăm multă putere, multă sănătate și ne bucurăm că atât cât am putut, i-am făcut această bucurie, că știm cât de mult și-a dorit și dânsul, poate cel mai mult, și-a dorit să revenim în prima ligă. Da. Vă mulțumim și noi pentru atenție. Vă așteptăm la o nouă emisiune săptămâna viitoare a prelungiri la Dolj TV, dar până atunci, nu uitați, duminică, la ora 14 vom fi alături de suporteri la marea sărbătoare prilejuită de revenirea universității după 10 ani în fotbalul mare.